Știi cum se spune între prieteni așa? Ce faci, bă, tată, mă? Ce să fac, mă, tăticule, bine? Păi, tăticule, tăticule, dar tu când te-ai apucat de o treabă, nu te mai... Nu mă opresc, Dacă e așa, dacă e frumos și e bine, de ce să nu... Deci, primul copil, după care, încetul cu încetul, ce facem? Mergem mai departe? Bun. Cum? Adică, e adevărat? Ești fericit? Ai căutat multă vreme? Sunt extrem de fericit. Și după aceea, brusc, când s-a hotărât omul nostru, pac, primul copil, da. În ce stadiu suntem acum? Suntem în stadiu de un copil jumate. Așa. Așa numesc eu. Cât mai e? Februarie-martie. Eu sper în martie. Simona, soția, spune că în februarie, finalul februarie. Cum e prima sarcină, a doua sarcină față de prima? E mai... acum nu știu, medical vorbind, nu știu să-ți explic. Știu că e bine. Și că Elif, prima fată, i-a făcut loc celei de-a doua. Și cea de-a doua are picioarele foarte lungi, e ceva o lungană. Deci să-ți iei pușcă mare, că o să ai manechin. Cu siguranță. Elif este de o frumusețe deosebită. Pentru mine, cel puțin, e... E adevărat, am văzut câteva imagini. Vreau să te întreb însă, cum faceți cu numele? Tot așa va fi ceva special? Simona propune. Eu tu dispune. Sunt de acord sau nu. În principiu, Ștefan dispune după modelul da, mamă. Așa. Da, în principiu am ținut amândoi, și eu și Simona, am ținut morțiși să, ca ambele fete să poarte nume de sfinți. Și pe Elif o cheamă și Mihaela. Și pe cealaltă o va chema și Maria. Și Maria, dar încă nu știm numele din pole position. Știm, dar nu știm. Încă așteptăm să vedem ce se decide. Avem mai multe variante. Deci nu poți să-ți cer prima literă, că este M. M, prima literă, în orice variantă? Da. Interesant. Bun. Inspirație internațională sau... Da, internațională și foarte rară. Și foarte rar. Da, foarte cu semnificație la fel și în cazul lui Elif, foarte puternică. Foarte frumos. Te vedeam mai devreme, domnul cu care erai, dacă nu mă înșel, este Emilian Hulubei, dacă nu mă înșel, cel cu care erai. Sau, cu cine erai mai devreme când cărați cărucioarele prin par și ce, bem și noi o bere? Da. Un prieten al nostru de familie. Încercam să facem un moment un moment de amuzament, așa zic. Am înțeles. Era în legătură cu fotbalul. M-am gândit că ai de gând să intri în această lume. Nu. Am prieteni din toate domeniile, ca să spun așa. Prieteni foarte dragi și mă bucur de... Atunci când avem timp, ne bucurăm de momente din acestea de tătici. Băi, ia fi atent ce se roade. Altfel, fă că încep să te descurci. Aici dormea și o așteptam pe Simona să iasă de la spital cu cealaltă, de la control, și încercam. Mi-a spus, dacă adorme, lasă căruțul pe spate. Și am făcut toată asta, cred că a durat extrem de... O chestie foarte fină, că nu vreau să se trezească deloc. Și? Nu s-a trezit, am reușit, am reușit. Bă, deci ești foarte... priceput, asta e un lucru foarte frumos. Da, mă, copilul este foarte frumos, asta mulțumesc este... Mulțumesc foarte mult. E limpede. Vreau să te întreb dacă ești pregătit pentru două. În primul rând vreau să te întreb dacă realizezi că vei fi tată de fete și dacă încerci și a treia oară... Povesteam în glumă așa cu Simon, am zis, dacă dublăm venitul financiar din anii ăștia, mai facem un copil. Păi și cum să-l dublezi, Neica, pe praful muncind ăsta? Păi merge pe praful ăsta să dublezi? Mulțumesc Dumnezeu. Cum faci? În afară de cântări? Cântări, nu? Da, concerte. Foarte multe, mulțumesc Dumnezeu. Ne descurcăm, e foarte bine, e ok. Da? Nu ducem lipsă de absolut nimic. Doar că dificil e pentru Simona, pentru că nu are timp efectiv să facă lucruri, să meargă, să... Astăzi am mers la coafor și la unghii și la așa, și era foarte fericită că, cred, după o vreme îndelungată a reușit să-și taie atâta din păr, să se mai aranjeze. E chestie de cochetărie feminină, te uiți în oglindă și vrei mai mult de relaxare. Sau de relaxare? De relaxare, mentală. Da. Adică au momentul lor.
Așa trebuie. Dacă veți continua să arătați poze cu Elif, nu o să mă pot concentra la, bă, la Cristi. Mă voi uita numai pe video-ul. Dacă e frumos copilul, băi, ce să faci? Nu știi cum e treaba, dai drumul la un copil frumos la TV și să uite toată lumea. Da. Deci până la urmă s-a hotărât lumea cu cine seamănă? Cu maică-sa sau cu tine? Elif seamănă cu maică-sa. Foarte mult. Așa mi se spune. Acum sper următoarea fată să semene cu mine. La de ce? Fapt, n-aș vrea să semene cu mine. Să semene... Maică-sa e frumoasă. Eu... It's ok. Mai bine să semene cu maică-sa. Ambele. Privind așa retrospectiv, gândindu-te la nu toate etapele niciodată. Prin care... No. Ce, tu mă știi de atâția ani de zile. Păi da. Te-ai fi așteptat, m-ai fi văzut în postura asta vreodată? Sincer. Atât de, într-un timp atât de scurt, cu atâtea realizări, nu. Am fost foarte... cred că imatur. O vreme îndelungată, cred că am fost foarte imatur, foarte credul, foarte naiv. Crezând că lucrurile pot funcționa și așa. Burlac. Așa. Și îmi voi găsi eu, probabil, acea jumătate. Doar că cu Simona s-a întâmplat altfel. Cu Simona nu a cedat. N-a cedat, nu? Nu a cedat absolut deloc. Noi am stat 2 ani împreună, am fost 2 ani împreună, apoi ne-am despărțit. Pentru ai că am considerat ceva? Eu că... Da. Nu, am considerat eu că nu mă simt împlinit, nu e ce trebuie mie. Pot mai mult de atât. Și ea a rămas în continuare lângă mine, undeva în umbră. Adică ea era în legătură cu mama mea, se vizitau. Deci femeia chiar te iubea mai mult decât crezi. Și mama îi spunea tot timpul, lasă-l că își va reveni, va realiza singur că ești ceea ce trebuie în viața lui. Deci a fost lucrătură mare acolo. Și a avut dreptate, da. Și după cât timp te-ai trezit? După un an și 8 luni aproape, cam așa. Timp în care ai mai fost cu altcineva? Da. Și cum o fi privit ea toate lucrurile astea? Dureros. Pentru că în momentul ăla se gândea că poate toate speranțele ei se năruiesc și... Nu, a fost foarte sigură pe ea. Da? Da, lucruri pe care eu l-am apreciat foarte tare și l-apreciez în continuare. Are o siguranță fantastică. Are o siguranță fantastică în ea. Știe foarte bine să gestioneze lucrurile. Și nu cedează, indiferent, e foarte ambițioasă. Dar tu, acum, pentru ea ai devenit o certitudine? Adică ea nu se gândește, bă, dacă al nostru se mai gândește așa... Eu mă bucur de libertate. Ceea ce îmi conferă mie tot timpul dreptul de a alege. Așa. Mie îmi conferă, ea îmi lasă dreptul să aleg tot timpul. Și am ales că familia este pe primul plan. Familia este cea mai importantă. Pentru mine... Și pentru Simona nu există divorț, nu există scandaluri, nu există absolut nimic din toate astea. Dacă mai sunt de înțelegeri, încercăm să le aplanăm și să le... în curte mi-am făcut un fireplace, nu știu cum să... loc de foc. Așa. Da? Și, de exemplu, dacă a fost săptămâna trecută, un moment mai tensionat în viața noastră, ea fiind însărcinată și... Ele sunt mai sensibile. Da, e mult mai sensibilă. Și îi se pare ceva, îmi spune, hai să vorbim. Și aprindem focul și stăm și discutăm și povestim și ne spunem păsurile. Și nu ne e teamă de reproșuri, nu ne e teamă de diferite lucruri care se pot face într-un cuplu pe da. De-a lungul relației. Și suntem foarte sinceri, zic eu, și deschiși și povestim. Și i-am explicat de atâtea ori că familia pentru mine este alegerea numărul 1. Indiferent cum aș fi, dacă aș fi pe muntele Himalaya, da? Și sună ea sau are nevoie de mine, în secunda 2 sunt acolo. Nici nu există, nu există poate, nu există foarte nimic. Foarte frumos, foarte să mă țină frumos. Pe loc. Bun, păi ea o ajută cineva la... În momentul de față, da, ne-am... Era și cazul, că ne-am mărit să fie un greu. Pic familia. O mamă, o ceva, o rudă? Nu. Inițial s-a vrut Bonă. Noi așa am spus că vrem să o numim Bonă, dar nu mai e Bonă. A fost Bonă primele 2 zile. Și după aia? De apoi a devenit fata mea mai mare, a devenit familia noastră, a devenit ca și copilul nostru. Are o fată de 23 de ani, abia împliniți, care stă permanent cu noi în casă și este ca și fata mea și a Simonei.
Bă, băiatule, treabă serioasă. Doamne ajută să fie bine. Da. Așa. Te mai țin două, trebuie să te întreb. Fără nicio problemă. Cum e cu planurile? Deci ce urmează? Deci februarie-martie. Născut cum? Natural? Cezariană. Nu cred că Elifa a născut o cezariană, cordon umbilical fiind foarte scurt. Acum, în a doua variantă, nu știu dacă se poate... Naș, botez, pus la cale, te-ai gândit? Nașii sunt prezenți, își doresc din tot sufletul să fie naș a aceiași doua oară. Naș? Aceiași naș. Botezul, din păcate, nu am reușit să-l facem, petrecerea nu am reușit să o facem, pentru că trăim vremurile pe care le trăim și nu dorim să punem în pericol viața nimănui și mai ales sănătatea altora și tot așa. Și atunci ne-am rezumat la botezul de la biserică, care a fost deosebit, a fost de o frumusețe rară. Și nu o spun doar eu, asta au spus-o câțiva invitați care au fost prezenți. Și așteptăm, probabil, mă gândesc că se va termina la un moment dat toată situația asta și vom face și petrecerea aceea pe care ne-o dorim. La an. Și va, da, la anul. Și va fi un 2 într-1, pentru că o faceți de momentul în care vom boteza pe a doua fată, va fi și petrecerea lui Elif. Da, cred că este foarte corect ce ați ales. Care a fost, uite, te mai întreb, care a fost cel mai greu moment din acest an? Cel mai greu moment? Da. Au fost foarte multe momente grele. Cel care îți vine acum în minte. Din punct de vedere familiar sau din punct ce? De vedere alegi tu, jobului? În familie totul este relativ. Și așa, și așa, cu bune și cu rele și cum ar veni. Doar că din punct de vedere al carierei am trăit niște dezamăgiri fantastice. Adică? Adică genul acela de promisiuni, de a se face lucruri, de a porni pe un drum, rămâi lângă noi că e bine și de fapt nu. Și atunci îți faci niște planuri și încerci să te focusezi pe niște lucruri, gândindu-te că urmează să începi un alt capitol în viață. Corect. Sau, mă rog, să așa mergi că în paralel. Aveam ceva, deci avem un moment artistic, doamnelor și domnilor. Ia să vedem. Serios? Ia, uite un moment artistic, ia să vedem. Una, două, trei și... Don't try to ride me in the bar to call, 'cause I'll be in conference. Merry Christmas, you all. Boy, 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 ce vreau să rețin? Te apuci tu de Hai Catrina sau se apucă ea de Frank Sinatra? Mioara Velicu este o bomboană de femeie. Este ca și mama mea. Este mama mea a doua. Eu așa am numit-o și așa. Când vorbim la telefon nu îmi spune da Ștefane, da băiatul meu. Așa. Mă tot așteaptă la plăcinte să vin. N-am avut când, pur și simplu, dar ne mai întâlnim și în momente de scenă și în momente private și a fost ideea ei, vreau să-mi cânti piesa aia, bine, acum când. Și eram în pauza adică eram în spatele, în backstage, cum ar veni aici. Da, înțeleg. Ceva salon, nu știu, habar n-am. Și urma să cânte dânsa și îmi spune, vreau să-mi cânti piesa asta, Benson Her Blues. Și eu să fac chestia cu bui-bui și zic, bine, nu știi ce vrea să facă. Și am cântat așa, foarte amuzant momentul. Am postat chestia asta și pe TikTok. De când așteptat, doamna Mioara, știi momentul ăsta? Zic că să mă afirm și eu odată, bă. No, eu mă afirm alături de ea, pe cuvânt. Nu, este, pentru mine este o somitate. Este... Absolut. O minunăție. Da. Ce să zic, Ștefane, de aici încolo vă urez un Crăciun fericit. Nu te mai așteptăm pe aici și doamna, pe la ajută. Noi. Vrei să mai vin abia după Crăciun? Nu. Da, chiar în preajma Crăciunului ce faci? Oricând. Da? Pentru voi oricând. Doamnelor și domnilor, Ștefan Stan într-un moment de grație al vieții lui. Știi să te pricep la gătit? Din păcate nu.
că uite, era, aveam acolo o bucătărie în care puteam intra în acțiune. La fiecare cu ceea ce se pricepe să facă. Da? Ce e bun, trebuie să rămână pe ceea ce e bun. Acum rămân la cântat. Măcar un sandwich, vorba aia, știi cum e? Nici măcar. Are și cremviș, cum spunea în senatorul Melcilor. Ștefan, baftă multă. Vă mulțumesc. Mă bucur pentru voi, sunteți absolut minunați împreună. Vreau să văd totuși în bucătărie. Mai